Bun găsit, vă spun, la Observatorul Prahovean Live. Alături de mine, invitat astăzi, este domnul Marius Constantin, primarul orașului Băicoi. Bun găsit, vă spun, domnule primar. Mulțumesc frumos pentru invitație. Așadar, principalul motiv pentru care v-am invitat este o știre care cu siguranță o să ajungă și în presa națională. Primăria Băicoi este singura, cel puțin din Prahova, dar cred că putem spune asta și la nivel național, care după 1989 și-a asumat construcția unui cinematograf. În condițiile în care, cel puțin la Ploiești, de exemplu, toate cele 3 sau 4 cinematografe care existau imediat după 89 au fost închise, iată, la Băicoi, primăria face, din fonduri europene, corect? Sigur că da. Un centru cultural, multicultural, să spunem așa, care include inclusiv un cinematograf. Îi rog pe cei care locuiesc în Băicoi sau, mă rog, au case de vacanțe, pentru că mai nou există acest trend, să ne transmită mesajele lor pe WhatsApp-ul ziarului și pe pagina de Facebook. Este o emisiune live, interactivă, așa că mesajele și întrebările dumneavoastră pentru domnul primar vor fi puse în timp real. Așadar, pornind de la acest proiect, dacă ne puteți da mai multe detalii și, evident, când va fi gata întreg proiect. Vă rog! Da, în prima fază noi am considerat că avem nevoie de infrastructură, că avem nevoie de parcuri, de locuri de joacă, dar ca și prioritare două domenii erau necesare, învățământul și sănătatea. Degeaba venim și dezvoltăm infrastructura, așa cum spuneam mai devreme, creăm omului tot felul de condiții, dar fără să nu încercăm ca din urmă să vină niște generații mult mai educate, pentru că asta este o lipsă pe care o resimțim în toate domeniile de activitate. Ce semănăm astăzi o să culegem mai târziu. De aceea noi am pus pe primul loc și dezvoltarea culturală a orașului Băicoi. Și astfel că, pe lângă faptul că a trebuit să asfaltăm peste 150 de străzi și dacă în 2016 procentul străzilor asfaltate în Băicoi era la 55%, astăzi este la 99%. 99%. Sigur, practic, da? Câte străzi au rămas neasfaltate acum, când vorbim în Băicoi? Pot să vă spun că mai avem maxim un kilometru de străzi de asfaltat. Ceea ce la nivelul orașului. La nivelul orașului. Dar noi, pe lângă procentul ăsta ridicat de la 55% la 98-99%, da, am reasfaltat și străzi care figurau ca asfaltate pentru că erau artere principale și acolo asfaltul era într-o stare jalnică. Când estimați dumneavoastră că se va termina asfaltarea integrală a orașului Băicoi? Până la sfârșitul anului viitor vom avea strat nou de asfalt pe toate străzile orașului Băicoi. Bun, vă întreb, domnule primar, pentru că au existat foarte multe situații în care primarii s-au grăbit să asfalteze, după care și-au adus aminte operatorii de utilități. Stai că am și eu de făcut un branșament, stai că n-am avut gaze pe strada X, trebuie să băgăm acum, ne cerem scuze, o să facem niște șanțuri sau de apă și așa mai departe și practic asfaltul ăla impecabil a ajuns după câteva luni să fie făcut praf de rețelat. Să fie un asfalt cârpit. Exact, exact. Noi. Și nu este în regulă. Nu, noi întâi am făcut o analiză, am comunicat operatorilor cu un an înainte cam ce străzi vrea să asfaltăm, ba mai mult de atât, cred că este o nedreptate, am băgat și conducte de apă acolo unde urma să asfaltăm pentru că erau conductele proaste, iar cel de la Hidro a ridicat din număr și a spus nu avem bani de investiții. Și tocmai ca să evităm această situație, am făcut investiția întâi pe orașul nostru, am introdus, pentru că până la urmă noi suntem proprietarii din fondurile proprii, sigur, da? Din fonduri proprii și Hidro doar administrează această rețea, deci am cam rezolvat problemele așa cum trebuie, luate treptat. Dar ca să revenim la centru cultural, și am considerat că trebuie să aducem și cultura acolo unde este locul și de ce nu, Băicoiul să reprezinte un model pentru întreaga țară, astfel că am gândit un proiect complex, un proiect care se desfășoară pe bani europeni și care, așa cum spuneți noastră, pentru prima dată o administrație, prin care, de fapt, o administrație locală înființează cinematograf după Revoluție. Concret, ce anume vor regăsi locuitorii din Băicoi, nu știu, în cât timp estimați dumneavoastră că va fi realizat fizic proiectul și va deveni funcțional centrul respectiv? În maxim 2 ani de zile centrul va fi operațional, pentru că este un proiect mare, valoarea lui este de aproximativ 3 milioane de euro. Suprafața pe care lucrăm efectiv 7.000 de metri pătrați, pentru că amenajăm și o curte frumoasă în cadrul acestui centru cultural. Vom avea o clădire veche. Centrul cultural se va amplasa
pe o zonă istorică a orașului Băicoi, pe unde domeniul al prințesei Trubețcoi, astfel că încercăm ca în acea clădire veche să-i aducem din nou aspectul pe care îl avea și lângă venim și îmbinăm noul, vom face o clădire nouă unde va funcționa și acest cinematograf. Ce va cuprinde întreg proiectul? Va cuprinde în clădirea veche ateliere de teatru, de pictură, de dansuri, instrumente muzicale, sunt ateliere pentru activitățile extrașcolare ale copiilor și totodată aici vom aduce și clubul pensionarilor. Noi suntem adepții de a îmbina generațiile și nici de cum de a le separa. Iar în clădirea nouă vom avea o bibliotecă modernă, o bibliotecă care va avea o altfel de destinație, va fi coceinărie, va fi un punct chiar de întâlnire, nu neapărat unde cineva să vină să împrumute sau să citească o carte. La parter vom avea o sală de cinematograf de 400 de locuri, la etajul 1 un teatru de 400 de locuri, dar la o cerință mult mai mare a locuitorilor de a participa la seara de film pe care vrem să creăm, putem să transformăm și sala de teatru tot în cinematograf, iar la etajul 2 vom avea o sală de protocol. Ce este interesant la acest proiect, că are și o componentă B, o componentă de dezvoltare a polului din jurul centrului cultural. Asta înseamnă că două cartiere destul de importante ale orașului, Cotoiu și Tufen, le vom uni cu centrul cultural, implicit cu centrul orașului, prin trotuare și piste de biciclete. Da, sună foarte frumos și nu pot să nu mă abțin să compar. Eu știu, înainte de 89 erau vechile cămine culturale, da? Chiar dacă totuși Băicoi are statut de oraș, știu că foarte mulți primari s-au grăbit și au băgat o grămadă de bani din resurse proprii, nu din fonduri europene, în reabilitarea acestor cămine culturale care acum stau ori închise, ori erau folosite pentru nunți, botezuri cu metrii. Nu o să găsim așa ceva la Băicoi, nu o să găsim, nu știu, nunții, pomeni în spații care sunt dedicate culturii, cred că nici proiectul în sine nu acceptă așa ceva, exact. Este un proiect pe bani europeni cu reguli clare. Bun. Și nu o să putem să transformăm acest proiect în ce ne dorim fiecare. Domnule primar, un singur lucru vreau să mai punctez. Acest proiect devenea o necesitate și așa cum spuneați dumneavoastră, poate sunt încă în țară clădiri care au fost închise și nu mai funcționează. Noi am făcut o analiză de piață și am văzut cam cât costă licențele pentru a difuza filme, dar ne dorim ca seara de vineri să o transformăm în seara de film a orașului Băicoi. Chiar dacă nu o să putem să intrăm într-o concurență cu molurile, da, cu ce filme transmit, dar noi ne-am găsit resurse să asigurăm în fiecare vineri câte un film pentru locuitorii orașului Băicoi. Ba mai mult de atât, dacă nu venea această mare problemă cu pandemia, Băicoi le-a prins într-un program inițiat de Margareta Nistor, 100 de filme în 100 de orașe și noi făceam parte din cele 100 de orașe pentru a difuza un film în Casa de Cultură existentă astăzi. Accesul se va face pe bază de bilet și dacă da, vor fi niște prețuri ca la mall, că e mai greu. Adică, eu vă spun în calitate de părinte și cu siguranță și dumneavoastră ați mers până în pandemie și dacă ați făcut, cu siguranță ne-am făcut cu toți un calcul, băi, când ne costă să ieșim la un cinema? Și pe lângă biletele care nu erau deloc ieftine, nu știu, 25-30 de lei, mai puneai un popcorn, o răcăritoare și ajungeai de fapt la minim 100 de lei pentru o familie compusă din 3 persoane. Iar pentru Băicoi înseamnă o sumă destul de mare. Nu? Exact. O să punem un tarif, dar el va fi simbolic. Bun, astfel încât practic toți locuitorii să aibă acces, indiferent de situația financiară. Sala cinematografului are 400 de locuri, dar dacă sunt solicitări mai mult de atât, putem dubla să difuzăm film și în sala de deasupra. Spuneați dumneavoastră că ați accesat și ați obținut 3 milioane din fonduri europene pentru acest proiect. Sunt foarte mulți primari care au fugit cu ghilimele de rigoare de proiecte cu finanțări europene, invocând tot felul de chestiuni de genul birocrație, controle, drumuri la București, și așa mai departe. Cât de greu a fost să aplicați la un proiect european cu astfel de finanțare? Ușor nu este, dar noi avem foarte multe proiecte europene și ne-am specializat oarecum, știm pașii care trebuie respectați. Așa este, este o birocrație care de multe ori te dezamăgește. Ba mai mult de atât, vă dau exemplu, am terminat deja și am stabilit și câștigătorul la un proiect european
care are în vedere iluminatul public în orașul Băicoi și vreau să vă spun că doar pe acest proiect ni s-au cerut 180 de clarificări. La un moment dat credeam, domnule, nu vrea nimeni să ne mai dea proiectul. Am fost așa dezamăgiți, dar am răspuns la timp, am respectat toate condițiile și am obținut proiectul. Ce se întâmplă și de ce poate anumiți primari sunt puțin dezamăgiți? Din momentul în care depui proiectul și până te apuci fizic de construcție, de implementarea lui, trec minim 2 ani de zile. Perioada este foarte lungă. Ori vedeți, dumneavoastră, sunt investiții care nu pot aștepta un timp așa de îndelungat. Nici oamenii nu au răbdare să-i spui cuiva că i-a accesat un proiect european să-i asfaltezi o stradă, el de 40 de ani, de 50 de ani merge în noroi. Acum, repede. Exact, exact. Și atunci, de aici primarii probabil că preferă să facă investiții pe bugetul local, dar acest buget este din ce în ce mai mic ca și valoare și nu-ți mai permite să modernizeze așa cum trebuie și într-un lead alert, pentru că s-au pierdut destul de mulți ani. Corect. În dezvoltarea comunității. Dumneavoastră în primărie ați creat un departament special pentru atragerea de fonduri europene sau sunt câțiva funcționari care s-au specializat, să spunem așa, din aparatul propriu în depunerea documentației și urmărirea, că de fapt și despre asta este vorba, modul în care urmărești implementarea acelui proiect cu finanțare europeană. Nu avem niciun angajat pe atragerea de fonduri europene. Deci angajații proprii? Ne-am creat o echipă de funcționari, muncitori și pe care implicăm în implementarea tuturor proiectelor europene. Dar noi avem o altă strategie. Vă rog. Plecăm întâi să identificăm nevoile oamenilor și după aceea mergem și accesăm proiecte europene în funcție de nevoile oamenilor. Și după aceea o să vedeți dacă urmăriți întreaga evoluție, pentru că din 2017 și până în prezent am obținut proiecte europene în valoare de 13 milioane de euro. Vorbim aici de proiecte semnate. Ce am depus urmează și am mai avut o șansă, toate proiectele europene depuse de echipa noastră au fost declarate câștigătoare. Au fost eligibile. Exact, nu eligibile, și finanțate. Și finanțate. Exact. Bun, exact. Nu vă era mai simplu să fi dat, cum se întâmplă și la Ploiești, de exemplu, să fi dat acest, să externalizați acest serviciu unei firme private și firma respectivă să își tragă comisionul de succes? De ce ați ținut neapărat ca lucrurile să fie gestionate exclusiv de aparatul propriu al primăriei? Am avut un singur motiv, faptul că nu avem bani. Dacă l-aș externaliza, e logic, acea firmă, sigur că da, trebuie să facă un profit. Vreau să vă spun că bugetul în 2017-2018, bugetul de investiții, că ăsta ne interesează pentru dezvoltarea unei comunități, este la jumătate față de cel din 2016. În 2017 s-a produs acea majorare de salarii în administrația locală, un lucru binevenit. După aceea au mai fost câteva măsuri luate de Guvernul României, măsuri fiscale, care la fel au dus la diminuarea bugetelor locale. Și atunci, de la funcționare nu poți umbla. Funcționarea e funcționare, trebuie să o asiguri. Ba mai mult de atât, a mai venit o măsură anul trecut. Întreaga indemnizație a persoanelor cu handicap este suportată de bugetul local și nu 10% cum era înainte. Dar ăsta e un subiect de care nu vreau să ne atingem, pentru că îl asigurăm în totalitate, dar v-am dat exemplu de măsuri care au dus la diminuarea bugetelor locale. Și a trebuit să găsiți și o alternativă sigur că pentru da. Investiții. Cu un buget la jumătate trebuie să devii mult mai eficient. Și dacă luai o firmă, poate era mai relaxant pentru noi, poate era mai puțin bătăi de cap, dar n-am avem bani. Și atunci banii puțin pe care îi avem din bugetul local încercăm să investim cât mai eficient și pe de altă parte să venim și cu foarte multe proiecte europene care să completeze investițiile de la bugetul local. Deja avem câteva întrebări pentru dumneavoastră, cei care locuiesc sau sunt interesați să locuiască. De ce spun asta? Domnul Ioniță Iulian întreabă pe Facebook, m-ar interesa un loc de casă dacă primăria pune la dispoziție terenuri, bănuiesc că este vorba pentru de tinerii de, sigur că de până în sigur, conform legii identificăm tot timpul loturi de teren, le punem la dispoziție. Asta înseamnă acum că avem dacă, dacă este locuitor la orașul Băicoi și respectă condițiile, trebuie să depună o cerere la primărie. Depună un dosar, pentru că sunt câteva condiții pe care trebuie să le dovedească și cu siguranță va primi teren în interiorul orașului Băicoi. Denis întreabă, am și o întrebare, ați făcut canalizări în Cătun și Miniu, aveți așa ceva? Nu. Deci nu există din așa ceva? Băicoi. Bun, înseamnă că e clar, a confundat, să spunem așa, localitatea. Și localitatea. În schimb, sunt câteva întrebări venite inclusiv pe mail, după ce am anunțat emisiunea.
De exemplu, un cititor întreabă dacă s-a rezolvat problema cu groapa de gunoi. A fost și un, să spun, scandal mediatic pe acest subiect. Din ce am constatat, inclusiv pe rețelele de socializare ale locuitorilor care erau deranjați de mirosurile respective, sesizările au scăzut, sau mă înșel. Da, au fost perioade alternative cu o poluare olfactivă, că este vorba de o societate care are o activitate și care a creat în cartierul Ținta o poluare olfactivă. Suntem în proces și știți și dumneavoastră că procesele se durează destul de mult, exact, dar parcă în ultima perioadă s-a resimțit din ce în ce mai puțin acea poluare care înainte era persistentă. Aici așteptăm instanța să spună cuvântul, pentru că noi am implicat întreaga structură superioară care are atribuții în verificarea acestei probleme, Gardă de Mediu, APM, și dumnealor au intrat în proces alături de noi. Instanța va trebui să spună cine are dreptate și ce măsuri vom lua în continuare. Din păcate, atribuțiile primăriei și a primarului sunt limitate pe acest domeniu de activitate. Pe străzile nou asfaltate, canalizarea nu a fost curățată de pietrișul care a intrat și există riscul de a se înfunda. Veți rezolva această problemă? Vine o altă întrebare. Cu siguranță, noi am mai asfaltat inclusiv străzi în perioada imediat trecută, când era pandemie, era stare de urgență și am fructificat această situație pentru că străzile erau libere, dar pe ultimele străzi nu am făcut recepția lucrării și nu vom face până când constructorul nu va goli sistemul de canalizare de materialul balastru care a intrat în căminele de canalizare. Pe câteva străzi care sunt înguste nu s-a asfaltat toată strada, ci doar pe mijloc, astfel încât nu încap două mașini una lângă cealaltă. De exemplu, străzii Ștefan cel Mare, cititorul nostru. Dacă ne puteți explica cum s-a ajuns la această soluție tehnică. Da, strada Ștefan cel Mare este o stradă a unui cartier, spunem noi și ne-l dorim rezidențial, pentru că la un moment dat era o zonă foarte frumoasă și sperăm să devină. Valoarea terenului era una destul de mare, dar căile de acces sunt destul de înguste în acest cartier. Noi am mai rugat oamenii să se mai retragă, să ne doneze terenul. Proiectantul, inclusiv pe strada Ștefan cel Mare, a decis ca lățimea acesteia să fie de 3,5 metri. Noi spunem că este suficientă ca două autoturisme să treacă unul pe celălalt, pe lângă celălalt. Este o stradă care deservește doar riveran, deci nu este o stradă de tranzit. Asta a fost soluția tehnică dată. Proiectantul m-a întrebat, pentru că am cerut la un moment dat o dispoziție de șantier să putem să mergem din gard în gard, și mi-a spus că acest lucru tehnic nu este posibil, pentru că trebuie să se facă excavație de 50 de centimetri la baza gardului. Asta înseamnă să dărâmăm jumate din structurile de acolo. Am înțeles, și de aceea s-a ales un acostament exact, care este obligatoriu, sigur că da, dar încheiem această operațiune de a face și aici recepția lucrării și după aceea nu ne împiedică cu nimic să vină primăria să facă un acostament din beton, tocmai ca să evităm această problemă. Corect. Dar astăzi există, pe lângă asfaltul de 3,5 metri, un acostament de piatră, dar care nu este la nivelul asfaltului. Am lăsat tocmai un pic mai jos, că dacă îl ridicam la nivelul asfaltului, cream situația ca apa să meargă în curțile oamenilor. Da. Și atunci tot nu era bine. Exact, vedem ce se întâmplă, da, cu ploi extreme. Firma care ridică gunoiul ar trebui să se țină de programul comunicat pentru deșeurile colectate selectiv. Nu mai au stat să ne dea, iar acum două săptămâni nu au ridicat sacii. E o problemă care, trebuie să spun, nu se întâmplă doar în Băicoi, ci în majoritatea localităților, din păcate. Oamenii, din ce am văzut, eu de exemplu locuiesc în Blejoi și lumea a înțeles mesajul și cred că același lucru se întâmplă și la Băicoi, în sensul în care a început să se colecteze selectiv, iar oamenii știu că, nu știu, în ziua de o dată la două săptămâni, deși din punctul meu de vedere ar trebui chiar săptămânal, asta e, consumăm mult și ambalajele sunt destul de voluminoase, ar trebui să se ridice, repet, în data respectivă. E o frustrare pentru omul care colectează selectiv și rămâne cu gunoiul în poartă, da? Puteți angaja o discuție cu operatorul de salubritate astfel încât să nu mai existe astfel de sincope? Am și vorbit cu operatorul, pentru că astfel de sesizări legate de colectarea selectivă au venit și la noi la primărie. Problema a fost înțeleasă puțin greșit. De ce? Colectarea selectivă se face în a doua și a patra săptămână. În a doua săptămână dăm plastic hârtie, în a patra săptămână, pe lângă plastic hârtie, dăm și sticlă. Și vedeți dumneavoastră, omul a înțeles destul de greu care e programul. Da.
Colectarea selectivă se face în ziua când se ridică și menajerul, dar în a doua și a patra săptămână se mai vine cu mașină separat. El știe că dacă dă gunoiul marțea, el în fiecare săptămână scoate și selectivul. Da. Și atunci, într-adevăr, au rămas ceva stași pe stradă, dar am găsit soluție, mergem, ridicăm noi gospodăria locală, după care operatorul vine și ridică din curtea noastră. Apropo de saci, vă rog. Nu că nu a mai dat saci, a fost o situație că operatorul a tot făcut solicitări Consiliului Local de o majorare de tarif, pentru că știm cu toții s-a modificat prețul la rampă de la 30 de lei la 80 de lei și atunci el a venit cu o majorare de tarif, pentru că acești bani merg la Ministerul Mediului, nici de cum la firma care asigură această activitate de salubritate. Consiliul Local nu a fost de acord cu majorarea. Dintr-o dată el mergea pe un tarif mai mic pentru că susținea această diferență de taxă de rampă. După aceea s-a intrat în stare de urgență și în stare de urgență nu se pot majora, nu se tarifele. Pot majora tarifele. Nu mai are bani să cumpere saci pe care să-i ofere gratuit. Și atunci am făcut apel la populație ca fiecare să-și cumpere saci transparenți. Vreau să spun, cu oblei mi-am cumpărat o rolă de 20 okay, de saci. Ok, deci nu e un efort financiar atât de mare exact, pentru chestia asta. Vreau să vorbesc puțin de colectare selectivă. Știți că avem acele ținte ca până la sfârșitul anului fiecare unitate teritorială administrativă să atingă procentul de 50%. Eu am văzut și felicit băicuienii, dar cred că e un spirit așa la nivel național și toată lumea este interesată de această colectare selectivă. Noi din calcule am ajuns deja la 30%. La fel suntem printre Fruntaș și Prahovei. E clar că fără un efort din partea locuitorilor, dar și a operatorului, cu siguranță nu se ajungea la acest procent, sperând ca până în decembrie să ne atingem ținta de minim 50%. Deci, cu siguranță răspunde operatorul pozitiv la orice solicitare a noastră, dar și noi trebuie să înțelegem și să respectăm programul pe care l-a impus. Se facă în fiecare săptămână, în momentul în care scoteai gunoiul menajer, da, separat. Și atunci omul nu mai era încurcat. Exact. Am avut o situație când operatorul a început luna și au fost doar 3 zile din luna respectivă spre sfârșitul săptămânii. Și atunci l-a considerat ca următoarea săptămână prima și noi am considerat a doua. Da? Bun, și deja ne-am dat peste cap. Mai apar astfel de situații. Am cerut operatorului să... și aici venim și noi cu sprijin cu poliția locală. Pe fiecare stradă vom face un grafic cu datele precise până la sfârșitul anului când se ridică selectiv. Bun, așa ar fi cel mai bine, astfel încât să nu mai există aceste probleme. Fără probleme de informare, să știți că pe niciun domeniu nu poți să promovezi așa și să evoluezi așa cum vrem să evoluăm pe colectare selectivă. Mă bucur că gândiți așa. Mai sunt mesaje de genul, sunt foarte multe terenuri unde cresc bălării, inclusiv ambrozie, una dintre cele mai alergene plante, dacă primăria nu-i poate sancționa sau măcar soma pe proprietarii de terenuri să distrugă aceste ierburi care produc alergii. Eu merg mult cu bicicleta și din păcate sunt direct afectat, spune un locuitor din Băicoi. Da, acolo unde locuitorii știu că există ambrozie, da, să anunțe direct pentru că putem și legea ne obligă ca noi să mergem să o distrugem și unde mai știu că sunt proprietăți să ni le indice doar că stradă și număr, noi identificăm proprietarul și le punem în vedere, pentru că trebuie un efort și din partea proprietarilor. Avem peste 200 de kilometri de străzi în orașul Băicoi. Cred că după cele două municipii este orașul cu rețeaua cea mai mare. Avem 20 de angajați la sectorul de gospodărie locală care trebuie să facem și curățenie. Noi încă din 2017 am implementat un program la nivelul orașului Băicoi, program de ridicare resturi vegetale. Oamenii nu mai sunt nevoiți să le dea foc în curte, da, avem dintr-o dată disconfortul olfactiv, corect, dar și pericol la incendii, pentru așa că bate vântul și atunci trebuie să și cărăm resturile vegetale, trebuie să facem și curățenie, trebuie să asigurăm zonele de centru civic acolo unde se mai desfășoară diverse activități, deci nu o să putem. Și atunci rugămintea noastră ca măcar în curți, da, oamenii să-și facă curățenie. Așa, așa ar fi de bun simț. Da. Și cred că deci și putem să le facem și în fața porților, dar aici e mai greu. E mai greu. De mentalitatea să vină primarul să încurețe iarba din fața porții. Așa, da? Poate vreodată se va întâmpla și chestia asta. Din păcate, o problemă veche din Băicoi, ne spune un alt cititor, este întreruperea curentului electric și fluctuează. De multe ori mi-e teamă ca electrocasnicele noastre să nu aibă de suferit. E o problemă mai veche, noi ne-am mutat în Băicoi din 2014.
Bănesc că știți, este o problemă reală, sigur că da, mai ales în ultima perioadă, pentru că am avut evoluții meteorologice extreme cu viteze ale vântului care au depășit media. Ce se întâmplă? Primăria își face treaba, am trecut să identificăm acolo unde trebuie curățată vegetația care se află sub rețeaua electrică și din cauza vântului poate să producă astfel de fenomene. Am pornit și o discuție cu cei de la electrică ca și dumnealor să mai vină să-și facă investiții de îmbunătățire a rețelei electrice. Deci aici am demarat pași, sperăm noi că în scurt timp aceste probleme să nu mai apară. Bun, eu vă pun întrebarea pentru că recunosc, nu cunosc Băicăiul la nivel de străzi, așa că dumneavoastră puteți să identificați în hartă dacă cititorii respectivi, au treabă cu Băicăiul sau nu. Doamna Paraschivoiu, domnule primar, când ați asfaltat străzile Victoriei și Buceci, drumul spre biserică și cimitir? Da, sunt două străzi din orașul Băicoi care sunt asfaltate, dar asfaltul, cum vă spuneam mai devreme, nu arată așa cum trebuie. Ele au fost scoase deja la licitație, sunt prinse într-un program din care fac parte 27 de străzi, inclusiv Buceci și Victoriei. Din păcate, un participant la licitație a făcut contestație, astfel că amână un pic stabilirea câștigătorului, dar până în toamnă aceste străzi, alături de încă 25, vor fi asfaltate. Bun. Când vor începe lucrurile pentru realizarea canalizării și pe strada Cheia? Pe strada Cheia a mai rămas decât o porțiune, este o stradă adiacentă pe care am reușit să o betonăm. Am prins un program împreună cu cei de la Hidro, pe POIM, o investiție de 2,5 milioane euro, astfel că prin acest program străzile vor fi canalizate în proporție de 100%. Până la anul, pe strada Cheia va fi canalizare. Am un teren pe fundătura siderurgiei, da. Și într-o zi când am fost acolo am fost plăcut surprins să constat că s-a turnat asfalt, însă am avut și o ușoară dezamăgire în momentul în care am văzut că a fost turnat asfalt până la stâlpul de la care începe proprietatea și nu până în fața porții, fiind vorba de 7-8 metri, adică de la începutul gardului și până la poartă trebuie să intru cu mașina sau cu piciorul tot pe pământ. Este un cel care are terenul acolo, cred că îl puteți lămuri, să spunem, sigur că dacă da, ați identificat zona. Da, noi am asfaltat și strada siderurgiei tot în acest an. Este o stradă secundară. Proiectantul a ales adâncimea atât cât sunt case. Acolo nu e casă, probabil că urmează să construiască, dar nu e o problemă, cu o solicitare scrisă putem să prelungim cât este nevoie fiecare investiție. Noi ne bucurăm ce? Că scăpăm și reușim să asigurăm infrastructură în proporție de aproape 100%, vă spuneam că până la anul vrem ca tot Băicoiul să fie cu asfalt strad nou, da, peste tot, și atunci cu ușurință ne va veni să facem ceva prelungiri acolo unde cineva dorește să-și facă locuință. Pe noi ne bucură că sunt oameni care investesc și care rămân în orașul Băicoi pentru că să-ți faci o locuință astăzi e o investiție destul de mare și dacă ne faci o adresă scrisă ca să putem să o bugetăm, să o trecem prin Consiliul Local, cu siguranță rezolvăm această problemă. Bun, sunt un părinte, am 2 copii, am trecut prin școala online din pandemie. Ce se întâmplă dacă din 15 septembrie se va continua cu școala online? Va da primăria tablete conectate la internet pentru copiii care provin din familii mai puțin, să spunem, bogate, cei care nu își permit, nici device-urile și nici abonamentul la internet? Părerea mea este că în septembrie se va continua cu acest program online de a asigura învățământul, văzând ce se întâmplă în ultimele zile, cu câte cazuri noi apărem ca și infestare. Am făcut deja necesar pe fiecare școală în parte, cu familiile care au probleme sociale. Dacă ministerul, pentru că ați văzut, ministerul a promis încă o dată că va asigura tablete pentru toți elevii, dacă până în septembrie ministerul nu asigură, cu siguranță primăria a prevăzut deja necesarul și banii în buget pentru această investiție. Bun, încheiem, să spunem, partea de sesiune de audiențe online, pentru că ne apropiem ușor-ușor de finalul emisiunii. O întrebare. Pe 27 septembrie înțeleg că vom avea alegerile locale. Astăzi se întrunește Camera Deputaților, care este și foarte decizional pentru a lua o decizie adoptată deja de Senat privind data alegerilor locale. O întrebare pe care cu siguranță ați mai auzit-o. Din partea cărei formațiuni politice veți candida? Cu siguranță a fost scurtat de toate partidele puternice acum din punct de vedere al sondajelor efectuate. Ce răspuns le-ați dat? Discuții am avut cu toate partidele pentru că, în primul rând, este o formă de respect, de a sta de vorbă cu fiecare, de a-ți se propune anumite proiecte.
Tot ce pot să vă spun este că astăzi sunt membru ALDE, încă nu am luat nicio decizie ce voi face politic. Ideea mea este că în Băicoi trebuie să facem foarte multă administrație, să lăsăm politica pe locul 2, dar atenție că depindem și de politică. Trebuie să am o majoritate în Consiliul Local care să mi asigure mai departe o trecere a acestor proiecte europene, a investițiilor din orașul Băicoi, dar încă nu am luat nicio decizie. Mai analizăm propunerile care ni se fac, încercăm să luăm soluția și să adoptăm soluția cea mai bună pentru Băicoieni. Politic, pentru mine, mi-era foarte ușor să decid, pentru că, așa cum ați menționat, avem oferte destul de tentante din partea partidelor mari, dar am zis că e bine ca, în prim plan, să pun situația orașului și evoluția orașului în continuare. Alături de dumneavoastră pe lista viitoare de consilieri, indiferent din partea cărui partid veți candida, vor fi persoane promovate, să spunem, de dumneavoastră sau vor fi și clienți politici impuși de la Ploiești, indiferent că vorbim aici de PSD sau de PNL? Nu există, și aici vă puteți interesa, nu există ca la Băicoi cineva să impună clienți politici. Noi avem o echipă cu care muncim de prin 2012, cu care am și reușit până la urmă să ajungem la primărie. Am reușit să arătăm că putem să facem o administrație corectă, dar și eficientă, și atunci întreaga echipă, indiferent de decizia pe care o voi lua, va fi impusă doar de noi de la Băicoi. Vom încerca să aducem oameni de calitate pe lângă cei care au muncit până acum în această structură. Bun, în speranța că i-am dezamăgit și pe cei de la PSD și pe cei de la PNL, care cu siguranță mizează pe dumneavoastră ca și candidat în toamnă, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Feedback-ul din ce observ este unul destul de pozitiv. Nu o să vă citesc felicitările pe care le primiți, o să vi le dau în particular. Așadar, vă mulțumesc încă o dată. Cu dumneavoastră mă revăd cu proxima ocazie. Încercăm să aducem în fața dumneavoastră cât mai mulți primari, pentru ca astfel să aveți și dumneavoastră posibilitatea să îi luați la întrebări. Încă o dată vă mulțumesc. O zi bună. Mulțumesc și eu.